Doamna doctor Habilita, secretar general al Academiei de Științe, doamna Aurelia Cogamu, să ne spună două cuvinte de salut. Mulțumesc, mă vedeam prea mult de aici de spectator azi, așa. Dar din faptul că astăzi este și 12 iunie, ziua care cândva a fost fondată această instituție, Academiei de Științe, care prin efortul cercetătorilor de la Institutul de Filologie a lansat acum câțiva ani și un concurs dedicat lui Paul Goma, un premiu în numele lui Paul Goma. Este cu atât mai fericită să găzduiască acest eveniment, prin care, hai să zicem, completăm niște lacune care s-au produs pe parcursul istoriei. Iar această lacună care ține și de comunitatea noastră și care ține de o personalitate cu un caracter și cu un destin atât de discutat, cel puțin, ne bucurăm să vedem evenimente aici, la Chișinău, care îl readuc în viața publică pe Paul Goma, cu ocazie sau cu mai puține ocazii. Nu trebuie să uităm că Paul Goma este o conștiință a societății. Și Republica Moldova este parte din conștiința lui Goma, iar felul în care Republica Moldova are grijă de această personalitate și de imaginea acestei personalități, ne reprezintă pe noi și ca neam cu demnitate. Eu vă felicit cu ocazia acestui eveniment, cu ocazia acestei expoziții care bănuiesc că va fi interesantă pentru toți cei care au venit aici să-l vadă de Paul Goma în diferite ipostaze și cred că această expoziție va fi ca punct de pornire în multe alte discuții ulterioare despre Paul Goma, astfel menținându-l între noi, între discuțiile dintre noi. Am ținut să spuneți câteva cuvinte, întrucât Academiei de Științe a avut mereu o atitudine corectă față de Paul Goma. Mă refer la premii pentru diasporul Paul Goma, la conferințele organizate de Institutul de Filologie, organizate despre creația, despre viața lui Paul Goma, despre operele sale și e, cred, un moment firesc să se întâmple această expoziție, inclusiv aici la Academiei de Științe. Urgăm pe doamna Mariana Sipoș să ne comenteze, să ne prezinte aceste imagini și să ne povestească cum și de unde le-a preluat, cum a ajuns în poziția lor. Vă mulțumesc că ați venit, că mulți dintre dumneavoastră îi cunosc, fie de la precedenta mea venire ca oaspete al Academiei în octombrie 2015, când Paul Goma a împlinit 80 de ani și Academia, cu toată recunoștința, mulțumesc domnului președinte, domnului director de la Institutul de Filologie, Ninei Corcinski, Alionei Grati și tuturor celor, nu știu dacă e aici, Maria Giartischi, Caterina Deleu, Lina Negru, toate aceste doamne și domnițe pe care Paul Goma le numește în jurnalele lui fetele mele de la Chișinău. Eu nu sunt fata lui din București, ne desparte și o vârstă față de fetele de la Chișinău, care sunt tinere și frumoase, dar am fost primul jurnalist român care a ajuns atât la MANA, ca jurnalist la televiziunea română și prima dată am făcut un reportaj pentru emisiunile mele la MANA, dar care a ajuns și la Paul Goma la Paris, după ce avusesem un interviu filmat cu el de cineva amator și ne-a dat acest interviu foarte lung, se bazează pe jurnalele lui, eram atunci la Tele7 ABC, primul post particular, și cu toate păcatele lui, Mihai Tatulici a spus, dai tot absolut exact așa cum e, fără nicio cenzură, și atunci l-au văzut românii prima oară, era în noiembrie 1900, toată acea perioadă a Revoluției,
Paul Goma era prezent și după aceea, luni bune, era prezent la toate televiziunile franceze, vorbind despre România și despre Basarabia, pentru că el niciodată n-a separat Basarabia de România. Nu pronunță Republica Moldova, eu am lucrat la Dreptatea și Comeliu Coposu, tot Basarabia m-a învățat să spun. Ei bine, după aceea am făcut multe interviuri pentru presa scrisă, pentru România Liberă, pentru Viața Românească, dar și pentru televiziunea română, în afară de filmul din care o să vedeți fragmente sau, dacă vreți, integrala de 55 de minute, am făcut foarte multe emisiuni în ciclu Dreptul la adevăr cu Paul Goma, pentru că există o explicație, nu vreau să intru acum, de ce după decembrie n-am avut nevoie, după căderea comunismului, așa se chema, după ce am difuzat cele trei episoade cu filmarea cu Paul Goma, am făcut o dezbatere cu toți cei pe care, să zicem între ghilimele, Paul Goma pe atunci i-a atacat cu blândețe. Era vorba de Andrei Preșu, de Liceanu, de Ana Blandiana, de Manolescu, de Augustin Buzura și de mulți alții. Și, cum îi stă bine unui jurnalist, îi trebuie, normal, trebuia să ascult și părerea celorlalți. Sau de bine și în spate, presupun, da? Ei bine, i-am invitat pe toți. Îi și cunoșteam și i-am invitat pe toți. Mulți au spus că nu e momentul, alții au reluat teza, dar cine-i Paul Goma, că n-are talent, și așa mai departe. Îi fusese trimis la topit volumul Culoarea Curcubeului și asta a fost marea suferință a lui Paul Goma, când el a lucrat la Gallimard. Și lucrând la Gallimard, știa că marea editură Gallimard coordona o colecție împreună cu băiatul lui Nabokov. El știa că atunci când rămân tiraje nevândute, se întreabă întâi autorul, uite, noi le dăm la topit, vrei să le cumperi la prețul pe care îl primim de la fabrica de topit hârtie de la Bușteni? N-a fost întrebat, a fost un reportaj de presă și întâmplător Paul Goma a aflat că aproape tot tirajul la Culoarea Curcubeului fusese dat la fabrica de hârtie și suferința, nu și Gherla. Și Paul Goma, pe bună dreptate, Gherla vorbește de Gheorghiu Udeș, de epoca Gheorghiu Udeș, pe când Culoarea Curcubeului vorbește de mișcarea Goma din anii 77 și ce a urmat după aceea. De ce n-a fost trimisă și Gherla? Interesa mai mult pe români ce s-a întâmplat? Sigur că interesează și atunci și acum. Dar a suferit cumplit. Zice, aș fi cumpărat tot tirajul și l-aș fi trimis la toate școlile din Basarabia gratis. Și cine citește jurnalele lui, aici e declicul când a început să se îndoiască de mare parte din intelectualitatea română, care nu avea nevoie de Paul Goma, pe bună dreptate. La simpozionul de la București, când Paul Goma a primit 80 de ani, întâi am făcut un simpozion organizat de Marea Basarabeancă, deși e tânără și frumoasă, Liliana Corovca, la Institutul pentru Condamnarea Comunismului și Memoria Exilului și au fost invitați pe bani românești de la guvern, deci nu e chiar atât acum, începem să-l recuperăm pe Paul Goma, au fost invitați trei cercetători de la Chișinău, a fost domnul Turcanu, a fost Aliona Grati și cine mai fost? Și Sergiu Musteață de la facultate, că avea un studiu despre disident. Trei de la Paris, au venit Dan Culcer, Matei Cazacu, marele istoric, și Negrescu Suțu, care a fost semnatar al scrisorii lui Paul Goma din 77, plus noi din România. Ei bine, atunci a fost un mare succes când ne-am dat seama, conferința mea chiar așa, de ce n-am avut nevoie de Paul Goma. Așa începea, așa a fost titlul ei. Nu e inclusă în volumul colectiv, pentru că a încercat cineva din anumite motive și eu am refuzat să o mai dau în volumul colectiv, că trebuia să se axeze numai pe ce a fost până în 89 și nu după 89. Eu m-am revoltat și am spus pe Paul Goma, îl împărțim în două. Știți, noi, eu când eram elevă, era țăranul român în literatură înainte și după 23 august. La voi n-ați prins poate perioada aia că învățați altă literatură. Sau chipul chiaburului în literatura de dinainte de 23 august. Eu așa am dat admiterea la chiar. Forma a venit liberalizarea din 65. Și m-am supărat. De ce să nu vorbim? Conferința mea vorbea și cum a fost receptat Paul Goma după 89. Și atunci am refuzat să dau materialul. O să apară în volumul 2 al cărții mele. Expoziția. Încet, încet am ajuns ca Paul Goma, deși cine îmi citește cartea o să vadă că l-am contrazis de nenumărate ori. Îi spuneam, domnul Goma, poate eu știu că aveți dreptate, dar cel din fotoliu spune n-are dreptate. Arătați-mi, de exemplu, într-un episod, ataca o personalitate. Și am spus, dați-mi voie să mă îndoiesc, eu aveam mare sumă și am și acum.
fost un episod mai în rost. Știți cum a sărit, a fost mai devreme echipa de televiziune, cu microfoane, cu tot. Casa lui acum e în foarte mare dezordine, cum o să vedeți în parte în film, dar atunci era atât de ordonată și de jur împrejurul camerei lui erau bibliorafturi pe ani, pe zile, corespondențe. Eu mă întreb unde să ajungă arhiva aceea. Și vă sugerez să vă gândiți la această temă, pentru că acum are 83 de ani, o să vă povestesc și cum l-am vizitat anul trecut, în decembrie, dar arhiva aceea este o sursă de documentare a istoriei noastre mai vechi sau mai noi, a dumneavoastră și a noastră. Ei bine, a sărit fix la bibliograful unde era scrisoarea aceea și mi-a arătat. Uite ce mi-a scris. Deci cineva luase bani de la Ministerul Culturii să publice o carte a lui Paul Goma. Cartea n-a mai fost publicată și Paul Goma a făcut o dreptate. De ce n-ați luat banii ce ați făcut cu ei? Asta se numește într-un fel de turnare de fonduri, deși nu era o sumă nemaiconvenită. Dar vă dați seama că din nou a suferit. Deci ai luat banii și ai tipărit altă carte. Și personalitatea respectivă a spus, nu am avădat socoteală dumneavoastră. Dacă ăsta era un răspuns pentru Paul Goma, eu l-am înțeles. Deși de multe ori l-am contrazis, foarte tare. Și în carte sunt multe dialoguri ale mele cu el, dar relatez și prima vizita mea lui Goma. Am ajuns și el să aibă încredere în mine, am și posibilitatea să merg foarte des la Paris și atunci, de fiecare dată când merg, îl vizitez, m-am împrietenit și cu soția lui, care, din păcate, s-a prăbătit anul trecut în septembrie și atunci ieșeam la plimbare, îmi povestea anumite lucruri și Ana, o femeie cu totul deosebită și, bineînțeles că acum suntem foarte buni prieteni, ne spunem pe nume, când am citit primul articol, o scrisoare a lui Paul Goma către Gabriela Dameșteanu, publicată abia în iunie, deci în primul număr din 22, al doilea, al treilea, al 15-lea, n-a avut loc Paul Goma. Acest interviu de abia în iunie 90 a apărut și mie mi s-a părut când Gabriela Dameșteanu scria dragă Paul și Paul cea dragă Gabriela, știți cum sunt statuile, aproape ți-e teamă să le atingi. Acum suntem foarte buni prieteni. E foarte singur, o să vedem la sfârșit câteva fotografii mai recente. Când am făcut cartea asta și când am făcut emisiunea pentru televiziune, am rugat să-mi trimită fotografii din arhiva lui. Multe s-au pierdut și băiatul lui care a făcut grafică pe internet, e grafician, Paul Filip, mi le-a scanat în format mare, că i-am zis poate vreodată facem și o expoziție. Și dorința mea cea mai mare era să reușesc să fac această expoziție. Nu era nevoie de bani mulți. Aș fi fost dispusă și să plătesc eu numai cineva să fie de acord să o expună. Și am găsit înțelegere la directorul Ateneului Român și al Filarmonicii, George Enescu Andrei din Timu, care este un mare admirator al lui Paul Goma. L-aș fi vizitat când l-am recomandat eu lui Paul Goma. Asta era acum vreo 15 ani. Și ne-a dat sala gratis, în rotonda Ateneului, cine cunoaște clădirea emblematică a Bucureștiului, urmat de un simpozion organizat de Pen Club. Am vorbit cu Magda Cărneci, președinta Pen Clubului, și i-am spus, Paul Goma, dacă a fost scos din închisoare, nu erau manifestații la București, că tremurau toți de frică, l-au și exclus din Uniunea Scriitorilor când era în închisoare. Au fost manifestații la Paris și acolo o să vedeți o fotografie, Libertate pentru Paul Goma. Dar a fost Pen Clubul condus de Mario Vargas Llosa. Pen Clubul e asociația care apără drepturile scriitorilor, închisori persecutați și așa mai departe. Și Pen Clubul Internațional, într-un apel semnat de vreo 100 de scriitori, toți unul și unul, până la urmă de scandalul, de frica scandalului internațional, l-au eliberat pe Paul Goma. Vă mai spun câteva lucruri, că știu că pe cercetătorii interesează. S-a crezut că i s-a luat cetățenia română. Pleșiță scrisese, e un document aici, că dacă va rămâne în străinătate, să îi se ridice cetățenia. Din fericire, s-au făcut publice toate hotărârile Consiliului de Miniștri, deci stat comunist, dar avea niște legi totuși, și ca să ți se ridice cetățenia, trebuia să existe hotărârea Consiliului de Miniștri. L-am găsit pe CPNA, dar Paul Goma nu există. Și eu am fost ambasador și știam când redau cetățenia cuiva, era Flori Bărănescu Stănescu, care strângea semnături pentru cetățenia lui Paul Goma și după și aici s-a semnat. Dar între timp, fiind ambasador, am aflat că știam că vin, erau mulți și în Columbia, erau mulți și din Basarabia și din Bucovina și cereau redobândirea cetățeniei. Dar era foarte simplu. Primul lucru, fiindcă tocmai ne integrasem în Uniunea Europeană,
consulul meu cere la București să-l bage în computer, pardon, pentru că toate datele celor născuți pe teritoriul românesc sunt acum în computer. Cărora li s-au făcut pașaport, certificat de naștere românesc. Or, Paul Goma era deja în România, după cum știți, și a fost găsit că e cetățean român. Și oricine cerea cetățenia, într-o secundă te băga în baza de date și s-a aflat că e cetățean român. El n-a renunțat nici la Paris, a vrut statul francez să-i dea cetățenia franceză, nu odată cu Kundera, și el a refuzat. A zis, eu sunt român, atunci și el știa că n-are cetățenia română. După aceea, datorită domnului Țurcanu, datorită vouă, basarabenilor, a devenit cetățean al Republicii Moldova, în presa românească se spunea a redevenit cetățean al Republicii Moldova. Nu, Paul Goma a fost cetățean al României Mari. Dar nu mă supăr pe tine, ziariști, eu atâta informație cât ne vine pe cap, nu știu cum să faci mai bine să nu greșești. Ei bine, deci are cetățenie, i s-a redat pașaportul moldovenesc, a visat să vină, aici voi știți mai bine, în jurnalul lui sunt cele mai dramatice pagini după aceea cu culoarea cucubeului. Era atât de impresionat că o să vină, nu știu ce am să întâmpla, în 2006-2007, cred, când a fost invitat să vină, să țină conferință la Academie, povestește în jurnal, ne-am pregătit, ne-am cumpărat costum și așteptat să îi se trimită biletul de avion, care Paulus făcea, n-a venit azi, scrie în jurnal. Dacă vreți, vă caut și vă trimite exact. Poate mâine, poate poimine. Îl așteptam acum etichete electronic, trebuia un mail. N-a venit niciodată și când, niciodată, fără nicio explicație. A fost marea lui suferință și o ocazie ratată. El nu voia, dacă venea în România, s-ar fi dus la Iași, la Mihai Usachin, care îl propusese la președinția României în 2006, și de acolo îmi spunea, trec brutul și mă duc acasă. Cum mi-a scris cineva, bine ați venit acasă de acasă și vă mulțumesc foarte mult pentru acest mail cu ocazia șederii mele aici. Fotografiile, deci, le-am grupat, fiindcă erau foarte multe pe panouri, le-am și pe, hai să le vedem, că până le vedeți aici, le putem vedea pe panouri. Acolo am viața, o sinteză a vieții lui Paul Goma, și am făcut niște printuri pentru presă sau pentru cine vrea și mai puteți comanda și Nina Corcinski, e foarte scurtă, vă dați seama, numai 3 pagini, o sinteză și începem să vedem acum expoziția ca să nu mai stați pe urmă să o vedeți. Numai puțin, să explic fiecare, nu, înapoi un pic. Acolo e prima fotografie în curte la Mana cu părinții lui. Părinții lui au fost învățători, repartizați în satul Mana, au găsit întâi o boșteucă unde era școala, am putut, datorită doamnei Caterina Beleu, să găsim o fotografie pe care o avea Andrei Vardic, în care se vedea școala veche și cum toți oamenii din sat, sub conducerea acestui domn, tatăl Eufimie Goma, tatălui Paul Goma, a construit școala nouă. Acum putem să vedem școala nouă la dreapta un pic, la dreapta. În curtea școlii, deja e construită școala nouă, eu nu știu dacă ați ajuns toți la Mana, uitați-vă bine la clădirea aceasta. Aripa din fund era casa învățătorilor și în stânga era școala. Zic să vă uitați că o să vedeți ce s-a întâmplat acum. Acolo, nu în stânga, am greșit, în dreapta, este calidorul, celebrul calidor din care scria Paul Goma că se vede lumea. Trecem mai departe, acum jos, este Paul Goma cu mama lui, tot învățător. Clădirea s-a păstrat. Da, s-a păstrat. Oamenii s-a păstrat, dar a fost modificată și calidorul, aripa cu calidorul nu mai este. Mama lui, eu zic, am intitulat cu ce ciudă cartea asta, Destinul unui disident, adică ce s-a ales de viața unui disident. Mama lui a murit paralizată, a trăit ultimii ani paralizată în pat, cum scrie Paul Goma, și îi plăcea așa de mult să danseze aici, în sat, la Mana, alături de oameni din sat. Trecem mai departe, în dreapta sau jos, aici o să vedem ce este. Da, deja suntem aici cu Paul Goma, elev. Dacă citiți Arta Refugii, dacă citiți Astra, o să vedeți aventurile lui de elev la liceul Gheorghe Lazar, întâi arestat chiar din școala generală pentru că fusese arestată mama lui și el se ducea și plângea pe la poarta securității, eliberați-mi mama. Iar în dreapta este cu mama lui, o să-l vedem mai departe cu carnetul de student, cred că e următorul tablou. Deci, Paul Goma s-a înscris la două facultăți, a reușit la amândouă,
A ales școala de literatură pentru că voia să fie scriitor. În anul 3 se desfințează școala, ne oprim aici, ne oprim aici, se desfințează școala de literatură și ajunge tot la Facultatea de Filologie, colegul Gabriel Mințeanu, să spune. Ei bine, în 56 este primul care zice, uite, bulgarii s-au solidarizat cu Ungurii. Bine, ca voi, dacă sunteți tineri aici, vorbeau liber la cămin. Noi ce facem? Nu facem nimic și dacă știți, se organizase un început de manifestație cu Ivasiuc, la Iași cu Alexandru Zub și cu alții tineri, dar au fost turnați la securitate. Ivasiuc a ieșit fără un dinte în gură, îmi povestea Alexandru Zub că ieșind în închisoare, dacă tu întindeai mâna să iei o carte, el punea mâna așa, imediat, gestul reflex în închisoare de când îl băteau. Paul Goma a fost luat de pe holul facultății, o să vedeți în film fragmentul acesta, aceea e legitimația de student, ce drepturile omului. Era legea atunci că dacă nu a fost judecat, n-ai dreptul la pachet. Ori el până în anul următor, din noiembrie, până în anul următor, n-a fost judecat. Și aici e o scrisoare a tatălui lui, care pe mine mă impresionează, o puteți citi și acolo, extraordinar de tare, zice, nu are schimburi, sunt zdrențe, vă rog să-mi dați voie să-i duc schimburi, țigări și ceva de mâncare, poate puțină slănină. Astea cereau părinții lui Paul Goma. Trecem mai departe. Să vedem, e scrisoare către Paul Goma. Termină închisoarea, iese de la Gherla, nu-i dă voie să treacă pe acasă, dar el apucă să-i telefoneze mamei lui și mama lui se urcă în tren și îl vede, dar povestea cu un farmec Paul Goma, că el s-a ridicat să ia ceva de sus când ieșise de închisoare și mama lui a spus, dar băietul mami, dar tu n-ai nici cămeșe. Și el a zis, păi n-am, că închisoare nu ne dau cămeși, limbajul lor. Și a fost trimis direct în domiciliu obligatoriu în Bărăgan. Acolo erau niște boși de uci, nu știu dacă se vede vreuna aici, săpate de cei din Banat, care fuseseră deportați de pe frontieră prin scandalul cu Tito, dacă cine e mai avizat cu istoria noastră, că ar fi fost colaboraționiști cu Tito. Și tatăl lui venea cu motocicleta, într-un cea din stânga, se vede și motocicleta și cu mama lui, din zona Sibiului, îi mutau an de an la altă școală ca învățător să-i aducă, ce credeți că cerea Paul Goma în primul rând? Nu mâncare, cărți. Și citea, n-aveau voie decât pe 5 km să părăsească domiciliul obligatoriu. E o poză care mie îmi place, dacă eram tânăr atunci și îl cunoșteam, pe Paul Goma, glumesc. Este poza aceea din dreapta, vara, am numit acest James Dean al literaturii române. E un actor foarte frumos și seamănă în fotografia asta cu el. Și aveți și voi pe ecrane? Organizați! Super, super! Și a fost preluată formula mea de toți criticii literari, Paul Goma, acest James Dean în tinerețe. Cărți sunt cărți care povestesc și despre domiciliul lui obligatoriu, era acolo cu Adrian Marino, era acolo cu soția lui Ion Antonescu, era acolo cu doamna Emilia Bratu, soția lui cardinal, cardinal, care și-a dusese pianul. Și Paul, care știa de la tatăl lui să cânte la trompetă, nu știu ce, el când a ieșit în închisoare de aici, din domiciliu obligatoriu, nu a fost lăsat, conform decretului lui Ceaușescu, să-și reia din anul 3 studiile. El nu. Alții au ajuns imediat după închisoare la ambasada americană, director de teatru, alții scriau deja în România literară, Marino călătorea peste hotare, la congrese și el întrebau pe toți, dar voi cum de-ați reușit și pe mine nici măcar nu m-au lăsat să mă scriu în anul 3. A plantat puieți, a cântat la trompetă, cărțile lui autobiografice povestesc tot acest, nu era calvar, era tânăr, o făcea cu plăcere, știți, când ești tânăr, viața, găsești micile ei bucurii în orice episod mai trist. E bine, și ce îi se răspundea? Aranjează situația. El nu înțelegea ce înseamnă aranjează situația. Însemna o colaborare cu securitate. S-a scris de la început, deci după la filologie, a intrat cu 2 ani înaintea mea. Eu când am intrat, erau 1500 de candidați și erau 150 de locuri. El a reușit, nu, ce meditații, ce nu știu ce, a reușit după aia de închisoare și de plantat puieți și cărat saci prin dări de, ca să câștige un ban, reușește la facultate din nou, se căsătorește cu Ana, acolo aveți o fotografie cu Ana, în fotografie, nu mai puțin, este și Ivasiuc, primul din stânga, după aceea este Florin, Florian Popescu, care a tradus și a rămas prieten, Paul e cel cu ochelari,
Este Luința Coder, care mi-a fost colegă chiar din minte și din dreapta, și Georgeta Dimiseanu, cred că și ea din spate acolo undeva, la căsătoria lor. Sau căsători. Erau studenții în anul 3. Mulți au spus că Ana Mariană Rodaru era fică, dacă vă plictisesc, scurtez, cum vreți. Spuneau că e fică de nomenclaturist, chiar al George, criticul, scria, păi tot să tot faci vizidență când erai ginerele lui Năvodaru. Năvodaru era tras pe linie moartă, traducea și el fusese ceva până anii 50, tatăl anii. El s-a îndrăgostit de Ana, cu care mergeau și citeau și povesteau și Ana l-a ascultat și ai fost un închisoare și ai trăit cu toate astea. Era prieten cu soția lui Vasuchi Kipăr, cu Tita Kipăr, care este în Bonifacia. Era un prieten cu Gloria Barna, care e personajul Justa. Nina știe că a avut chiar un eseu despre, nu tu l-ai avut, despre femeile în opera lui Paul Goma, sau despre cărțile autobiografice. Am scris și eu și a scris și Aliona Grac. Și Aliona, și Aliona, da. Ei bine, era torturat de securistul scriitorilor Victor Achim, care îl căuta și spunea, uite, mama ta e paralizată. Dacă devii informator al securității, noi o ai aducem, era acolo, tatăl murise într-un infarct, o aducem la București, va fi bine îngrijită. Și el făcea naveta în București, în fiecare sâmbătă se ducea să-și vadă mama paralizată, plătea o femeie, de ce să o plătești. Ei bine, cunoscând-o pe Ana, Ana la un moment dat i-a zis, tata te poate ajuta să o aduci pe mama la un azil din București. Și asta a fost pentru el o mare ușurare. A venit la București, în cele din urmă, atât îl persecuta, încât el a zis, eu nu mai fac. El îl amenințat că îl exclude din facultate. Și i-a spus, înainte să mă excluzi tu, renunț eu la facultate. Și Ana zice, din solidaritate, i-a fost tot timpul alături, renunț și eu la facultate. Și atunci, cu timp, cumva, după ani de zile, l-a ajutat Sânziana Pop să publice o povestire. Vine 1968, el foarte entuziasmat cu cehii și că România era gata să fie invadată, a apărut un decret atunci că membrii de partid pot primi arme să se ducă pe trup, să apere România. Și ce a făcut Paul? S-a înscris în partid și pentru asta l-a pus. Dar s-a înscris și Păunescu și soțul meu tot atunci. Era entuziasmul acela cu balconul 1968, invadarea Cehoslovaciei. Ei bine, după aceea, bineînțeles că l-au exclus și din partid, pentru că a pornit, a reușit să publice o carte în România, dar el scria despre închisori, scria ostinat. Lui Vasucă i-a părut să recunoaștere de noapte interval în care vorbeam tot despre închisori de comuniste. Noi le studiam la facultate. Și el se întreba, săracul, tânăr, mi-l închipui tânăr, de ce lui îi acceptă și mie nu îi acceptă să public ostinatul? E prima carte care vorbește și despre deportarea sarșilor din Ardeal. Ei bine, asta era cheia. Nu acceptase să fie informator al securității. Acum, eu nu-i apăr, nici nu-i condamn, dar se știe că toți aceștia, inclusiv paleologul care era director de teatru, formă la Cartea Românească, și toți, într-un fel sau altul, acceptaseră, cum se spune, pactul cu diavolul. Și atunci a citit la un cenaclu un fragment din romanul acesta, Ostinato. Atunci era o revistă a sașilor din România și acolo erau studenți din Austria, din Germania, care vorbeau, învățau românești și a venit la el o fată, trăiește și mi-a povestit, Tereza Kirschbaumer, și mi-a zis, uite, nu-mi dai mie un fragment din carte, că încerc să-ți public în Austria. El i-a dat toată cartea, ea a tradus-o și a apărut simultan la trei edituri mari din Galimar, la Zurcamp și în Italia, unde, în Italia, statul român a reușit, l-am cunoscut pe traducător, pe Marco Cunio, și a reușit, s-a dus editorul, uite, noi îți plătim traducerea, cumpărăm tot tirajul statul român și în Italia n-a apărut. I-a povestit, deci l-am înregistrat pe Marco Cunio cu această declarație. Când a trebuit să apară la târgul de carte de la Frankfurt, cel mai mare târg de carte din lume, aici, în această reclamă din stânga, era în această toamnă la Zug Camp, apare în Paul Goma, un sorgeniț român. Înainte însă îi spusese Milon Radu Paraschivescu la acel cenaclu, mă băiete, dar tu ești un sorgeniț în al nostru, că Milon Radu Paraschivescu, comunist în prima parte, cine a citit jurnalul lui Povai, își dă seama, Milon Radu Paraschivescu era un mecena al tinerilor scriitori. Îi plăcea să descopere scriitori, vorbesc de anii 70. Ei bine, este invitat, el se duce, Zacharia Stancu trăia și spune, uite, îți dăm pașaport să pleci și cu soția. Zice, nu, soția rămâne aici, că eu vreau să mă întorc.
Dar de ce? Dacă ai publicat în Occident, mai bine rămâi tu acolo. O să vedeți, o parte este și în film. Nu vă mai plictisesc. Cert este că după târgul de carte de la Zurcam, hai să mergem, se naște Filip în 76 și aici a avut prejudecăți statul, nu statul român, funcționarii statului român. A umblat pe la vreo 7 biserici pentru că se știa de la Europa Liberă cine-i Paul Goma și nici preoții nu voiau să-i boteze copilul, dacă vă puteți imagina. E botezat ortodox, soția lui este evreică, dar culmea, Pleșiță în Închisoare, cine citește Culoarea Curcubeului, din Jidovitule, din Te-ai vândut evreilor, acum a fost acuzat de antisemitism, deși soția lui evreică și copilul lui, după legea lor, este, n-a fost niciodată practicantă, dar oricum. Aici e botezul lui Filip, trecem mai departe. Ana a ajuns să traducă cărți. Când a început mișcarea Paul Goma, i s-a interzis și ei și socrului lui Paul Goma de o traducere. Trecem mai departe, la următorul panou. Ei bine, în 77, știți, Carta 77, Pavel nu era cel mai important, era Pavel Kohut cel mai important din semnatarii Cartei 77. Ce cerea Carta 77? Uitați acolo, scrisoare de solidaritate în stânga cu Carta 77. Paul Goma a încercat să adune mai mulți scriitori pe același principiu. Nu cerem răsturnarea regimului, cerem ce scrie în Constituție, drepturile omului. Libertatea de expresie, libertatea de opinie, libertatea de a călători și așa mai departe. Ei bine, cine citește scrisoarea, e reprodusă în cartea mea, își dă seama că totuși avea foarte mult curaj și în cele din urmă venea comisia, conferința de la Belgrad privind respectarea drepturilor omului, Ceaușescu semnase, la fel sunt respectarea drepturilor omului. Ei bine, văzând că niciun scriitor nu se solidarizează, i-a scris lui Ceaușescu, dar uitați ce titlu frumos, scrisoarea e tradusă și publicată tot în Germania, în ziare importante. Domnului Ceaușescu la Palatul Regal din București. Și spune, domnule Ceaușescu, știți cum se termină scrisoarea aceasta? Se termină așa. Eu am ajuns la concluzia, domnule președinte, că în țara asta doar doi oameni nu se tem de securitate. Dumneavoastră și cu mine. Ei se scrie așa ceva lui Ceaușescu, scrisoarea, cumva un Goma avea un principiu. Puteai să faci dizidență și cred că au fost mulți dizidenți în România. Cum noi cunoaștem noi pe ai voștri de aici, din Basarabia, nici pe ai noștri nu-l cunoaștem bine, pentru că putea să dea o mașină peste tine și nu se știa ce ai făcut și ce n-ai făcut, câte afișe ai împrăștiat. Dacă n-aveai, nu erai cunoscut în Occident să se vorbească despre tine, asta a fost protecția lui Paul Goma, care putea să moară în închisoare. Ei bine, începe mișcarea Paul Goma, de asta ați mai auzit, ați mai citit, este arestat, torturat și tot acest timp, uitați, presa, eu am acasă tot dosarul de presă, cred că sunt vreo 200 de articole, dacă vă uitați pe undeva, uitați aici în centru, ăsta este din Washington, dar eu unul chiar din Brazilia, deci se vorbea de Paul Goma, se vorbea că i-a fost trimis boxerul celebru, Horst, nu mai știu cum îl chema sărbată, povestește în cartea lui, uitați, manifestație la Paris pentru eliberare, solidaritate cu cartea, Carta 77, și pe urmele lui Goma s-a înființat și primul sindicat liber, SLOMR, asta înseamnă primul sindicat liber din România. Paul Goma este eliberat, am fost în film, am fost și la Jilava, la Rahova. Nu știam, dar eram la televiziune, făceam o adresă și mă lăsau. Deci în film se vede sanatoriul la care strada, unde era azilul, unde era mama lui, se vede închisoarea Rahova, se vede apartamentul din drumul Taberei, unde el își făcea dizidența. Este eliberat în cele din urmă de închisoare. De ce nu i-au mai retras cetățenia? Uitați-vă bine la poza asta, blocul ăla pe care îl vedeți în stânga. În timp ce el era închisoare, a venit securitatea acasă și i-a spus soției, strângeți lucrurile că te mutăm de aici. De ce? Ca să nu mai vină și alți oameni să semneze. Dar am descoperit că încă o săptămână în Arhivele Securității, o săptămână după ce Paul Goma fusese arestat și nu se aflase la Europa Liberă, cineva răspundea la telefon și spunea, da, sunt Paul Goma, sigur că da, veniți, și jos îi lua securitatea la bătaie, îi duceam domnul taberei unde stau și eu, și am găsit și un proces verbal cu polițianul putare pentru bătăile administrate, ne oprim aici, a primit un ceas în recompensă. Paul Goma a zis, bine, vă iau pașaport, și ăsta în dreptul omului. Printre ei, Ion Vianu, băiatul lui Tudor Vianu, care e singurul, nu era chiar scriitor, acum este un romancier apreciat, a semnat această carte și Ion Negoițescu.
această scrisoare către el. Ion Negoițescu era homosexual, avea proces, atunci făcea închisoare și Ștefan Augustin Ioridan Doinaș, care era prietenul lui, i-a spus: ce faci, bă, tâmpitule, ție îți trebuia asta, tu nu știi că ăștia sunt ochii pe tine? Ei erau prieteni foarte buni. Și zice, și așa este. Au făcut o confruntare cu un poet care era din grupul Negoițescu și a zis, da, mi-a făcut, mi-a adres, eu nu știu ce. Și atunci Negoițescu, știu cine e poetul respectiv, și-a retras scrisoarea. Deci a rămas fără niciun scriitor pe scrisoarea către cartea 7-7. Asta este poza făcută la ambasada Franței când a plecat din România, pentru că el a ieșit din România, dar nu a mai dat apartamentul ăla. Acolo deja era înconjurat încă mult timp de securiști. I-au dat un apartament și aveam să aflu că acolo, la drumesul unde stătea, era la câțiva pași de casa mea, iar aici eu stau într-un capăt al străzii și atunci strada n-avea nume, de-aia zice Paul Goma. M-am mutat pe o stradă fără nume, acolo aveam două camere, acum i-au dat trei. De ce? Pentru că deja se lansase zvonul că toată dizidența lui e făcută la ordinul nostru al securității, ca să vedem cine semnează. Deci o altă minciună pusă pe seama lui. În închisoare i-au făcut injecții cu aconitină, o substanță nu chiar a celui din Ucraina, dar ceva care putea să-i dea infarct. Cu asta zic, și ajunge în sfârșit la Paris, i-au dat drumul să plece cu soția, dar el a plecat, nu ca să o jeniți, nu expulza. El a plecat, invitat, de pe un club și de Marie Franț Ionescu, fata lui Eugen Ionescu. Deci a plecat cu pașaport românesc, care după 3 luni a expirat, i s-a propus cetățenie franceză, n-a vrut, dar a rămas cetățean român și vă pot spune acum, am văzut cu ochii mei, pentru că am intervenit la Paris și are și pașaportul românesc. Păcat că vin foarte târziu. Paul Goma nu mai poate să meargă, soția lui a murit anul trecut, are o boală care am vrut să-l luăm pentru prima oară, am făcut un eveniment la Salonul de Carte de la Paris și n-am mai putut să... a vrut să vină și am zis, ăsta ar fi momentul unei împăcări. Însă îi pregătise Ana, cămașe, tot, dar a mers câțiva pași și lasă genunchii, deci nu poate să meargă. Asta povestește de mulți ani în jurnalele lui Paul Goma, nu mai vede bine. L-am văzut, deci, când am fost atunci la Salonul de Carte și pentru prima oară, după atâția ani, Paul Goma la Salonul de Carte de la Paris. Erau toți scriitorii, tot timpul, în fiecare an, datorită directorului ICR, Radu Boroian, a zis, mergem la Paris, facem eveniment Paul Goma. Aici este deja cu cărțile tipărite în Franța, îl vedeți cu copilul, o să vedeți fotografii, hai să mergem pe ea mai un pic mai repede, o să vedeți articole din presă, vă spuneam că sunt sute, sute pe care le am acasă, aici am folosit numai o parte, a călătorit în Statele Unite să vorbească despre drepturile românilor, am călătorit la München, o să-l vedeți cu Helmut Kohl într-o fotografie, o să-l vedem cu fica lui Gheorghe Brătianu și o să-l vedem în, aici, în poza aceasta cu Giacca Maro, acolo e cu Monica Lovinescu și aici era la întâlnirea cu Helmut Kohl. Multe fotografii mi le-a trimis acum băiatul lui sau Ana, înainte să moară, a căutat, a răscolit și mai ne-au găsit fotografii care n-au fost niciodată. Aici e în America, aici jos trece mai departe, aici cu Helmut Kohl, vedeți pe cel înalt. Da, aici e cu Helmut Kohl. Cel înalt este Helmut Kohl, primit în Germania. Și după aceea, după 90, a participat la toate manifestațiile pentru apărarea românilor și o să-l vedeți în ultimul panou, venind de la o... închidem pe ăsta și trecem pe următorul și o să-l vedeți cu acel Filip care era mic, a plecat la un an și ceva din România, acum are 475, aproape 43 de ani. Da, aici vorbesc și despre atentatul, pentru că de două ori l-am auzit eu pe Ion Iliescu, când a recunoscut meritele Europei Libere, a recunoscut, eram acolo, o invitată la Cotroceni, în al doilea mandat, aici ne oprim un pic, a recunoscut că bomba care i-a fost trimisă la Paris, la Madrid, într-o carte, cu biografia lui Hrușciov, și Paul Goma s-a mirat, ce-i cartea asta, a citit soldatul câinelui. Și a dat seama, pentru că poliția franceză i-a spus, ai grijă, copilul să meargă tot timpul 3 metri mai în față de tine dacă ești la plimbare și așa mai departe. Și astea le-am găsit și în documentele franceze, deci nu sunt fantiziile lui Paul Goma. Ei bine, în cartea aia a anunțat repede poliția, i-a zis, pune un baie și pune un covor și ieșiți din cameră. Și fiindcă apucase să o deschide un pic, când a venit un, nu știu cum se cheamă, artificier, cel care demorsează bombe, i-a tot la rând la un ochi.
Iar în Muzeul Poliției Franceze se află stiloul cu o travă prin care Haibugu pe Virgil Tănase trebuiau să-l omoare, de-aia dispăruse, se aseamănă cu cazul recent al unui disident dispărut, iar pe Paul Goma a zis, pune o travă la recepția aia în pahar, avem ospătalul nostru, și Haibugu, care era spion comercial și a scris o carte, am refuzat să ucim, a zis, nu am venit spion comercial, ne oprim un pic, am venit spion comercial în gândul lui, eu n-am venit să ucid. Cartea chiar așa se cheamă, am refuzat să ucid. S-a dus, s-a defectat, a povestit și ca să creadă Ceaușescu că și-a deplinit misiunea, i-a spus, du-te la cocktailul ăla unde o să vină și Paul Goma, dar o să avem noi un agent al nostru, când Paul Goma întinde mâna după pahar, noi răsturnăm paharul. Și așa Ceaușescu a crezut că Haiducu chiar și-a deplinit misiunea, dar Paul Goma l-a murit. Iliescu a recunoscut că aceste atentate au fost puse la cale de securitate. Dăm un pic înapoi, numai puțin dăm înapoi. Tot la fotografia asta, nu, tot la fotografia. Aici era, nu are importanță. Aici, deci îl vedeți cu Filip, iar poza aceasta de jos, singura medalie pe care a primit-o Paul Goma, în 96, când erau 40 de ani de la Revoluția din Ungaria, a fost decorat de statul maghiar, acolo este la ambasada Ungariei de la Paris. Și cum se termină filmul meu, că poate nu o să ajunge până la sfârșit, Paul Goma, lui oficial, nu i s-au recunoscut niciodată meritele în România. Eu am vorbit cu Emil Constantin, zice, da, mă, dar era perioada aia, zice, când el refuza tot și nu știu ce, zic, nu contează. Chiar dacă făcea ca Vasile Paraschiv, care i-a dat diploma lui Traian Băsescu când l-a decorat, și tot trebuia să fie pe un ordin acolo, că îi se recunosc meritele. Eu am fost la Mana, deci după ce am fost, vedem câteva fotografii din Mana acum. Școala a fost demolat. Primele două de sus. A fost demolată aripa din dreapta și a cumpărat-o fata, n-a cumpărat-o. S-a dus la primar și a zis, tot nu e nimeni aici, am aflat că a fost farmacie acolo, Caterina știe foarte multe despre această istorie. Iar pridvorul pe care o să-l vedeți în filmul meu când am fost la Mana, era aici în stânga, numai puțin înapoi, aici. L-a închis, din păcate, dar tot a reabilitat casa și n-a lăsat-o să se distrugă. Fata aceea era speriată că o să vină să-mi ia casa, zic, stai liniștită, nu știu, s-a pus placă memorială? Deocamdată nu. Deci ea s-a speriat că dacă pune o placă, că aici a locuit familie, nu Paul Goma sau citat părinții lui, școala construită de părinții lui, o să-mi ia casa. Și am spus, nu cred că o să o ia cineva și poate ar fi bine să facem niște investigații în Uniunea Scriitorilor Academia, să punem totuși o placă memorială pe această casă. E foarte bine conservată. Însă eu am filmat chiar din acest calidor și asta e școala nouă. Deci, tatălui Goma s-a chinuit să facă o școală în satul acela. Școala nouă a fost închisă acum vreo 6-7 ani, că nu mai erau elevi. S-a furat tot. O să vă înfiorați dacă n-ați fost. Știu că într-un ziar a apărut o fotografie într-un ziar de la Chișinău. Hai să le vedem pe toate. Și o să vedeți ce s-a ales din școala făcută de statul sovietic, totuși, sau moldovenesc, Republica Socialistă, cum se chema. Uitați-vă școala aceea ce s-a ales din ea. Dacă intrați înăuntru, e și mai rău. S-au furat sobe. Sau uitați-vă. Aici au învățat copii. Deci un om entuziast ca tatălui Paul Goma, cu mânurile lui, nu e un regionalist, s-a chinuit și cu oamenii din sat să facă acea școală din sat, se construiește una nouă și uitați-vă cum arată. Când și aici putea să fie un centru cultural Paul Goma, cu sân de proiecție, unde să rureze filme și așa mai departe. Acum, deci cam asta. Asta e ultima fotografie. Acum a venit domnul Păduraru, iertați-mă, e aici? Nu. Vă mai spun o poveste și cu asta, dacă nu v-am plictisit termin. Domnul Păduraru, jurnalist, colaborator la Timpul, probabil a citit articolul acum vreo lună de zile, e un băiat tânăr. Spune Oleg Brega, frații Brega nu sunt cunoscuți, și îmi spune, uite, a fost cineva la Paris și a dispărut Paul Goma și e ceva foarte ciudat, nu știu ce. Și eu zic, cum să dispară Paul Goma? Doar am fost în decembrie, la el, cum să dispară? Și mi-a fost și l-a căutat acest băiat Păduraru. Și pot să-i dau telefonul dumneavoastră? Da. Și mi-a dat telefonul, mă sună domnul și îmi spune, mâine apare articolul în timp. Și mi-a spus povestea vizitei lui la Paul Goma. Paul Goma, vă dați seama, el a fost, dacă citiți mărturiile lui despre Ana, soția lui, să stea o femeie alături la bine și la greu o viață întreagă. A murit de un cancer, s-a chinuit vreo 3-4 ani, își revenea, îi creștea părul, iar se îmbolnăvea iar la spital.
nu mai iese din casă. Filip nu mai poate să iese, să iasă, că e frică să nu-l găsească în casă căzut. Și atunci vine, are asistența socială pe care, știu că ați vrut să-l aduceți la Chișinău, are asistența socială pe care n-ar fi avut-o nici aici, nici la București. Noi vorbisem cu Varujan Gozganian, pune mână de la mână și cumpărăm. El vrea o vilișoară, nu vilișoară, o casă pe pământ în care să cultive leuștean, că îi place ciorba cu leuștean, pe balconul lui își planta panseluțe și erau panseluțe înflorită și cine i-a citit jurnalul, planta roșii numai să le vadă înflori, înfloricita aia galbenă. Pe balconul lui nu vezi decât acoperișurile caselor, nu vezi și cerul, atât, nu vezi nimic, nu e un pom, decât în curtea interioară. Bine, la Paul se intră foarte greu, pentru că știți, cu rezidență, cu cod, cu o curte, cu două coduri, cu nu știu ce. El a vrut să-l viziteze pe Paul Goma. Oricum te poți duce, nici când era sănătos, fără să-i dai un telefon înainte. Și cred că a primit cine a fost din Basarabia, i-a primit pe toți cu drag. Dar în ultimul timp, și când Ana era bolnavă, zăceau, nu vă spun, el într-un pat, Ana într-un pat. Normal că nu te poți duce, am venit să iau un interviu lui Paul Goma. Și am întrebat, vă cunoaște? Am vorbit la telefon, zic, Paul Goma, a vorbit cu mulți oameni de la Chișinău la telefon și cu fetele lui, nu mai vorbesc ce corespondență avea. Ei bine, a încercat să intre, a întrebat vecinii, la Paris, eu stau la prietena mea, se salută, bună ziua, dar nu știe, nu se cheamă, nu se ducă la noi, am făcut gogoși, am făcut prăjituri, na și ție, dăm și mie și așa mai departe. Să întreb, știți unde stă Paul Goma, să faci așa o anchetă pe acolo, în sfârșit, nu m-a deranjat asta. L-a sunat pe Filip și Filip mi-a spus la telefon, dar știți că veniți neanunțat la un om bolnav, cum credeți că vă primește? Răspunsul este nu. Ei, omul a intrat cu cineva, a intrat acolo, că puteți articolul timp. Cel mai tare m-a deranjat următorul lucru. E o frază. Unii români din Paris vor să anunțe pompieri. Când se anunță pompieri fetelor? Să-i spargă ușa lui Paul Goma, de ce? Că nu l-ai găsit tu. Și ce înseamnă să faci jurnalism astăzi cu unii români din Paris? Deci ori spui omul cu tare, cine o fi el, mi-a zis că e disperat că nu mai îmi răspunde la telefon, dar mie îmi răspunde, foarte greu, vorbesc cu Filip, și aceea e fotografia când am fost în decembrie, după ce a murit Ana, e de-aia am zis că e ultima fotografie, uitați-vă la mine, eu încercam, eram supărată ce am găsit acolo, dar uitați-vă la fața lui Paul Goma, care știe că nu mai are multe, ultima fotografie, aceea. Eu încercam să zâmbesc un pic, dar uitați-vă la tristețe, și acum îmi dau la plinire de când o văd. Deci este din 10 decembrie, până 9 am ajuns la Paris. Vine o asistentă în fiecare seară, nu o seară, de două ori pe zi. Dacă merge la spital cu taxiul, îi se decontează taxiul. Are de la asistența socială din Franța, femeia care vine în fiecare zi de cu aspiratorul, gătește totul gratis. Păi nici, poate în Suedia să mai fie așa ceva. Noi am vrut să-l aducem și noi în România. Vorbeam cu Varujan Gozganian, care l-a convins pe Manolescu să-i dea indemnizația de medii. Și vorbeam, domne, cum de la mână, fiecare 100 de dolari și găsim o căsuță pe pământ. Dar mă gândeam și mai departe ce se întâmplă cu Paul Goma. El vă este recunoscător pentru că se strânseseră niște bani pentru această locuință la Chișinău al lui Paul Goma. Cred că tot dumneavoastră sunteți responsabili. Și când a murit Ana și când ne-am dat seama că Paul fără Ana n-ar fi venit niciodată la Chișinău, Filip vă mulțumește tuturor celor care vă gândiți cu drag la el. Mi-a dat și o scrisoare pentru simpoziumul de la București și spunea, îmi pare rău, acum nu am mai putut să vorbesc cu... Că nu eram sigură că se realizează întâlnirea de aici. Și îmi pare rău că picioarele nu mă mai țin, poate altă dată aș fi venit cu drag. Dacă vreți să-i faceți un mesaj cu ocazia acestei întâlniri, cred că Filip, i-a cumpărat o tabletă, i-a pus-o lângă pat, o trage lângă el, mai sus, mai jos, deci poate citi mesajele, pune pe ecran. Astea sunt ultimele știri, dar în orice caz, eu zic că prin această expoziție, Paul Goma a venit un pic acasă. Și vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Și așa, care, iată că
sus când o să mergem mai bine? Nu se aude bine. Și vă mulțumim că vă aveți această preocupare deosebită pentru dizidenții noștri care au avut un destin aparte în istoria literaturii noastre, în istoria românească. Eu am prăzguduit când am citit cartea despre Marin Preda și Securitate și am constatat că absolut tot ce vorbea Preda era fixat. Până la ultima clipă, noapte târziu, când cel care fixa, ofițerul de Securitate, scria, nu s-au mai auzit voci. Până la nu se auzi vocile, se imprimea absolut tot ce vorbea Marin Preda. Și cei ce, când pleca la Paris, erau imediat angajați scrivănii români ca să-l fixeze. La Moscova, la fel, și aveți grijă să fixați cei ce vorbește Preda acolo. Acum, îmi pare rău, doamna Mariana Sicuș, că dumneavoastră v-ați apreciat. Ați vorbit foarte frumos, foarte bine despre fetele frumoase de la Chișinău. Eu, însă, personal, îmi plac și femeile mai în vârstă care se ocupă de lucruri serioase. V-ați văzut? Geo Voxa avea o tabletă în România Literară și scria: pe stradă trec femei, unele sunt tinere, unele sunt mai puțin tinere. Cele tinere sunt frumoase, cele în vârstă sunt și mai frumoase. Asta a regretat o poetă, Grigore Bielsman, că văd și femeie frumoase, așa că și mai ales avem toată încrederea în gustul lui Paul Goma, dacă v-a făcut prietenă, înseamnă că e încă o dovadă că sunteți frumoase. No. Deci, nu! Deci, niște colegi de-ai mei ziceau că Simona Halep, băi, și urâte, băi, românca asta, vezi că ieri a spus că e româncă, dar... Dar am văzut-o ieri deosebit de frumoasă, mai ales când ținea trofeul ăsta la roman. Chiar frumoasă! Chiar frumoasă! Da, chiar dincolo de glumă, estimată colegă, câteva cuvinte despre receptarea lui Goma. Ați avut nota aceasta că el a fost receptat cu entuziasm și urmă a scăzut nota aceasta, deci a receptării lui entuziastă și chiar s-a vorbit că nu e mare, dar este, nu e. Dar eu cred că aici trebuie aplicată grila lui Eugen Ionescu, care s-a referit atunci când se discuta pe romanul lui Stere în preajma Revoluției și chiar marele critic, divinul critic Ionescu zicea că poate că ar fi fost mai bine să fie memorialistică decât roman ca atare. Și bine, Eugen Ionescu zice: păi cei ce scrie Constantin Stene e literatura autentică, e mai autentică decât literatura care se face în România, în țară. Glasul faptelor, iată, aici e mare, în faptul că el aude glasul faptelor, exprimă glasul faptelor și prin această forță a documentului uman vine se și se detabuizeze niște teme despre care nu se putea scrie nici în România, nici la noi. Și calitatea lui, statutul lui, aici s-a subliniat foarte bine, este de dizident, este absolut, de la un capăt la altul, este marele dizident al literaturii românești. Am văzut și noi ambasadate, și deportați, și Pietru Harari, trimis la țară, știți bine lucrul ăsta, tot un fel de dizidență. Dar
această calitate de rezidență a lui Paul Goma este clasică, nu zice eu, e canonic, discutăm noi acum. Și câteva cuvinte, ca să nu lungesc prea mult, despre venirea lui la Chișinău. Eu eram președinte la Uniunii Scriitorilor. Vreau să vă spun că m-au îngrozit aceste imagini, pentru că eu am fost acolo la Mana. Am contribuit la repararea casei de cultură și case de cultură în cămin. Dar banul era căzut. Odeaua, ca să zic așa, era de lut. O biblioteca. Și au un colț. Acolo nici, erau câteva cărți cu caracteri cirilice. Eu am dus o mașină întreagă. Cei și-am dus eu acolo, nu știu dacă se mai păstrează. Am găsit acolo un constructor, un săran, care s-a făcut sigur, a făcut de cont propriu, a revărat, a dat cuvar, a codit, a pus, deci făcut poza de lemn acolo. Vă dați seama, nu era niciun scaun, am vorbit cu președintele raionului. Căutați un fabrică de mobilă și aduceți scaune, aduceți, faceți scena. S-a făcut absolut totul. Școala era încă... Stare de mult. Acum, chiar aici, cred că lumea scriitorilor este divină. Și noi toți, eu n-am știut că arată așa această școală. Eram într-o condiție bună atunci când am fost ceva de groază. Dar asta se face în satele noastre, doamne. Satele astea mici, care închid școlile, în care se închid școlile, nu e în care se închid. Atunci era o școală micuță de 60 de elevi, dar erau elevi în toate clasele și ea se menținea. M-au închis, deci școala e închisă la mama și iată ce se întâmplă. Vedeți, un sat fără școală, lucru care se întâmplă și în România și am discutat și cu Iulian Simion, o cădiniceanu, fostul președinte al Academiei, sunt aceeași dezinteres față de școlile din satele din România și acolo, în țară. Așa încât eu cred că trebuie să intervenim. Aici s-au făcut lucruri extraordinare pentru readucerea lui. Numai în detalii vreau să vă spun, eu am discutat atunci cu Mihai Dincu, care era președinte interimar. El zice, da, eu vreau acord cetățenia, dar îmi trebuie un lucru de nimic. Semnătura lui, că este de acord și dau cetățenie. Ce se întâmplă? Mai mult decât atât, aici nu mă lustruiesc eu, nu mă acord eu așa calități și merite deosebite, dar am vorbit și cu primăria. Primăria era de acord să-i dea un apartament. Fără bani, fără nimic. Eu am vorbit cu doamna Valentina Bucnaru, care are o casă acolo, mi se face și aia stă cam închisă, nu cea are bani. Pogălnicianul. Pogălnicianul acolo, Pușchen, acolo este spațiu enorm, unde profesor Buga și avea și el un partidulez, dar spațiul mai mare decât partidului. Ne-am înțeles să aducem cărțile lui Goma acolo, în caz dacă la primii bibliotecă lui la Paris, să depozităm acolo. Că și apartament, și spațiu pentru bibliotecă, și ce s-a întâmplat. Și aici e caracterul lui Goma, e verticalitatea lui morală, deosebită despre care ai vorbit foarte bine. Se prezintă ambasadorul Moldovei de la Paris, la el acasă, și zice, maestre, sau cum i-a zis el, e nevoie de o semnătură pentru președintele Iubu ca să vă acorde cetățenii. Pe care Goma zice, dar de ce n-a venit ambasadorul?
Păi și ocupat. Nu, atunci nu trebuie nicio cetățenie. Nu, dar până la urmă a primit cetățenia. Nu, s-a dat mai târziu. S-a dat mai și problema târziu. Era că i s-a dat numai lui Paul Goma, vorbiți, și nu i s-a dat soției. A, nu, aici era în următoare situație, cum că eu m-am ocupat, lui și lui, conform... Trebuia să treacă 5 ani. Nu, doar i se da, doar i se cetățenie. Dar ea nu a fost cetățeancă și Moldova. Asta e. Da. Încolo vă mulțumim încă o dată. E bine că vă lucrăm. Ne-a dus un amic de un scriitor de serviciu. Da? Da. Da. Mulțumim, domnule Cean. Deci, voi vă mulțumim, doamna Sicoș, apropo, de ce spuneați dumneavoastră, doamna Ferencean, de a aduce cu Paul Goma acasă, nu știu dacă mai putem aduce, dar este important să o aducem așa, prin discuții, prin a citi opera, prin a scrie despre viața lui Paul Goma. Și eu cred că tot ce ne-a vorbit doamna Sicoș, pe cine a prezentat, este foarte important și util pentru a înțelege profilul uman și literar al lui Paul Goma. O spun dreaptăt, dar cu putere de convingere că aici, tocmai aici la Academie, s-au scris cele mai importante exegeze despre Paul Goma, sau și cele mai importante, zic eu, conferințe, prezentări, comunicări despre Paul Goma. Și ediții, și ediții multe. Și ediții, da, hărți, articole, semnate. Mulțumesc aminte de Andrei Vartic, care a editat. Da. Da, Andrei Vartic, Mihai Cincoi, Leona Grafie, Andrei Țucanu, Marești Iarcheți și alții. Iată că felul acesta îl aducem pe Paul Goma acasă și sper că acest eveniment va impulsiona noi căutări și noi abordări a creației lui Paul Goma. Vă mulțumim, doamna. Mai puțin, în încheiere, o să vă punem un fragment din film. Filmul are 50 de minute, rămâne aici înregistrat. Dar domnul profesor Țucanu vrea să spună. Numai puțin. Numai puțin, ca să, imediat, filmul proiectăm după ce vorbiți dumneavoastră. Ca să nu uit, această bibliotecă a fost făcută, banii, v-am spus, Muzeul Național al Literaturii Române din București, iar simpozionul organizat de Pen Club București, cel de la București. A fost expusă la Târgul de Carte Libre Iași și de acolo, datorită lui Sergiu Mustață, care a adus-o el personal aici, la Chișinău, că nu știam cum să o transport de la Iași aici, mi-era teamă, zic, la vamă, dacă veneam eu cu mașina mea, mă întreabă ce e acolo, a venit Sergiu cu ele, le-a adus. O să meargă și pentru studenții lui la Facultatea de Istorie de la Universitatea Ion Creangă, dar după aceea am o împuternicire de la domnul director Jean Cristescu, directorul Muzeului Literaturii din București, ca această expoziție să fie donată Muzeului Literaturii din Chișinău. O păstrați, o expuneți unde vreți, o duceți la Mana, la Pălți, la Vorhei, la Cahul, unde doriți dumneavoastră. Deci, după ce va sta aici, cred că nu are, că nu e practic o expoziție, va merge la câteva, o săptămână, cred, la muzeul, la Facultatea de Istorie. Și după aceea o să vă contacteze domnul Mălăreț, o să vă contacteze domnul director, trebuie doar un act semnat că, ca să se descarce ei de gestiune. Dacă faceți un colț la muzeu, cum doriți dumneavoastră, ia dumneavoastră 100% și a basarabenilor, bineînțeles, să o puteți vedea. Filmul o să rămână și el aici la Academie, dar înainte să vedem un fragment, este și Mana filmată foarte frumos de operatorii mei, filmul a fost în 2005. În plin scandal de antisemitism. Eu fusesem numită ambasador și cineva mi-a zis: tu nu vezi Goma, scandal, antisemitism, nu o să mai pleci. Zic, nu nimic, eu nu mai plec, dar fac filmul cu Paul Goma și nu mi-a reproșat nimeni nimic. Deci e și o autocenzură, să știți, și foarte mare. Dar înainte, și o să vedeți și un fragment de urmărire a lui Paul Goma. Eu am plătit toate fotocopiile din ce am scris în carte și din volumul 2, că mi-era teamă că se desfințează Institutul pentru Studierea Arhivelor Securității și am plătit fotocopii, nu că mă laud, am plătit vreo 18 milioane din cei vei ca să le am eu acasă și să am dovada că este așa cum scriu eu în carte. Și Paul Goma, mulțumesc lui Dumnezeu, mi-a dat și posibilitatea să am cu cel că poate sunt mulți cercetători care nici n-au ajuns nici la București sau poate nici la Paris sau poate nici la Mana. Dar asta am vrut să vă spun legat de expoziție. Domnul Țurcanu, care știe foarte multe,
dorește să intervină, da? Da, da, vă rog. Eu știu atât de multe cu venirea lui Goma la Chișinău și cu cetățenia lui moldovenească, încât fiecare dată când încerc să reparcurg acel drum pe care m-am trecut 4 ani de zile, mă apucă toate furorile, toate durerile, absolut tot ce ține de o realitate care, ar zice eu, e mai degrabă un vis urât. A zis doamna aici că Goma este reprezentantul poporului nostru. Eu ar zice că Goma este un vis al poporului nostru, un vis frumos, precum realitatea noastră este un vis urât al lui Dumnezeu. Cu cetățenia lui Goma a fost ideea mea. Nu vreau să mă laud, dar asta e realitatea. Mi-a venit așa într-o țară ideea. Să se dea cetățenie, să se dea o casă, aici să-l aducem acasă, să fie un reper pentru noi. Și atunci am și martor, pentru că atunci seara l-am telefonat pe Mihai Dincu, care era deja interimar, și i-a spus, mă, Mișa, faceți mă și aduceți la casă. Uite, ăsta este un reper al nostru acum. Zice, da, dar nu am un telefon, dacă ai tu îmi bagi, n-aveam telefon și tot atunci seara l-am telefonat pe Dinu Mihail și zic, Dinu, ai un telefon pentru că știu că ai scris o carte despre Goma. Zice, am. Mi-a dat telefonul, i-am telefonat lui Mișa iar și i-am dat telefonul. Ei, și parcă mi-am luat de o grijă oricum. Eu eram un simplu cetățean. Dincu era un președinte, poate, deși interimat, dar oricum era președinte, da? După un timp oarecare aflu eu că Goma vine acasă, că îi se dă un apartament, că îi se cumpără o vacă, că îi se dă și 2 capre, că nu știu ce, că n-am mai departe. Deci Goma vine cu alaia acasă. Eu nu puteam decât să mă bucur. Vine, într-adevăr, Goma acasă. Pentru ca, după un timp, să nu se mai audă nimic de venirea lui Goma acasă. Și atunci, eu, cetățean simplu, m-am apucat să văd ce nu vine Goma acasă. N-am putut să aflu. Adică am aflat niște zvonuri, că uite că n-a pus semnătura, că nu știu ce, că n-a vrut el, chestii și așa mai departe. Și m-am apucat eu. Da. A durat mult timp, n-a fost ușor de fiat. Am obținut acea cetățenie despre care aș putea să scriu un roman întreg. Așa? Pentru că i-am scris odată lui Goma doar o jumătate de zi pe care am petrecut-o în niște coridoare, la niște instituții ale noastre, nu dintre cele mai mari, da? Și el zice, Doamne, ce curse de obstacole, ce curse de obstacole. A fost pe parcursul acestor ani numai curse de obstacole, ca să vă dau un exemplu. S-a cerut ca să-i se dea cetățenia a Republicii Moldova, deși el, ca fiind născut aici, trebuia să se dea într-un mod automat. Deci, avizul tuturor ministerilor. Până la urmă, lipsea avizul, cui credeți? Asisului.
servicii de informație, nu e avizul. Trece o lună, trec două, nu este avizul SIS-ului. Ăștia zice, da, nu avem ce face. Dar SIS-ul funcționa. Da, da, da. La care eu, fiind un tip așa care nu mă las bătut una cu două, zic, dați-i dracului pe ăștia și mergeți înainte cu dosarul. Au mers înainte, SIS-ul s-a văzut, s-a făcut că nu a observat, dosarul a mers înainte. Așa e, până dosarul a ajuns la Ministerul Informaticii, sau cum se numește, este care, da, care dă pașapoartele, da? Acolo era șef de la un partid care nu prea înghițea ideologia lui Goma și atunci, ca să vă dați seama la ce am recurs eu, șeful acelui șef care trebuia să pună semnătura de la ministerul respectiv, cândva a fost prim-ministru, da? Și-o chema Tarle. Am fost și la Tarle, ca să vă dați seama și zic, știți, eu știam că Tarle n-ar de unde să fie auzit de Goma. Este un om de-a nostru. Moldovan de-a nostru. Așa e. La Paris. Eu vă rog, eu vreau să fie acasă. Dar aici sunt niște probleme, că nu știu ce, vrea să vină acasă. Vorbiți cu fostul dumneavoastră subalternă și convingeți-l să pună semnătura. A vorbit, l-a convins, a pus semnătura. Așa, Goma s-a făcut cu cetățenia moldovenească. Nu mai vorbesc că, pe urmă, a început o altă epopee cu o casă pentru Paul Goma, care, din păcate, nu s-a realizat și nu s-a realizat tocmai din cauza, nu zic a celor răuvoitori care nu vor să-l vadă pe Goma aici, din cauza moldovenilor noștri, pentru că aveau alte interese. Așa e. La același chetoacă, am fost de zeci de ori, ca la urmă să-mi spună că zice, la început zicea, da, am și autograf, nu știu ce, a lui Goma, ca la urmă să-mi spună, neta, îmi încurci cu problemele astea, pleacă de aici. Așa e. În timp ce Partidul Liberal ia 5 apartamente, printr-o decizie a primării 5 apartamente, așa e, pentru oamenilor, lui Goma nu-i se găsește un apartament și nu-i s-a găsit un apartament. Așa că, până la urmă, cea cetățenie pentru care am pierdut, pentru că am văzut până la capăt cine e poporul sau cine sunt oamenii noștri, 4 ani de zile, a fost un lucru în vânt. Pentru că Republica Moldova trebuia să-și mai asume după asta și alte lucruri față de Paul Goma. O pensie, o invitație acasă și așa mai departe. Deci nu și-a asumat Republica Moldova și atunci statul francez, după legile franceze, i-a reacordat sau a revenit la statutul de refugiat politic. Refugiat al lui Paul Goma și azi îl avem cu Paul Goma tot la Paris. Vă mulțumesc! Acum, eu zic că poate nu mai aveți prea mult timp la dispoziție. Eu acest film e făcut de televiziunea română. Titi Tinte era director de programe. N-am niciun fel. Deci, dați la computer sunetul la maxim. Și acum să aibă și filmul sunetul. Am văzut că nu avea. Era la 100. Eu am vrut sunetul, uite în stânga. Așa. Păi tot e un X pe sunet acolo. Thank you.
00327756 din 17 martie 1977. Plan de măsuri în continuare a măsurilor de anihilare și neutralizare a acțiunilor ostile inițiate de Paul Goma. Se vor întreprinde următoarele. 1. Roma. Acțiuni de descurajare, derutare și intimidare. 1. Se va iniția o acțiune permanentă de tracasare prin telefon a lui Paul Goma, în scopul de a-l timora și determina să nu mai răspundă la apeluri. 2. Vor fi selecționate surse informative și alte persoane de încredere care să-l contacteze pentru a intra în dispute de natură care ocupa timpul și crea o stare de tensiune. 3. În cadrul acțiunii de descurajare va fi instruită și trimisă o persoană care să accentueze disputa până la a-i rupe în mod demonstrativ scrisoarea care o posedă cu semnăturile respective. 4. Se va organiza ca aproape zilnic să primească din capitală, din județe, scrisori și anonime cu conținut de intimidare, descurajare, protest și amenințare. Țara, se vor face propuneri pentru a-i se ridica cetățenia română. 11. Asupra persoanelor care au intrat în contact cu Paul Goma și au aderat la acțiunile lui, se va acționa în mod diversificat, în scopul neutralizării și descurajării altor elemente cu asemenea intenții.